Am o întrebare, evident, pentru specialistul din sală, sau nu, care rezidă din ceea ce a spus domnul director Iscir. Și eu cred că, și am constatat că nimeni nu vorbește despre elefantul din cameră, și o să vă întreb care sunt datoriile pe care primăria Ploiești le are la termie, datoriile istorice. Pentru că domnul director Iscir spunea că într-un final discutăm despre bani. Aceasta este întrebarea. Datoriile pe care le are primăria sunt undeva în jur de 70-80 de milioane, pentru că ele, prin și atenție, sunt în instanță, 1. 2. Eu știu unde bateți dumneavoastră că m-am lămurit. N-are nicio legătură datoria pe care avem la fosta societate care furniza termie cu o eventuală datorie pe care noi o avem la actuala societate termoficare Prahova. Dacă doriți, vă spun și de datoriile la Rosal sau mai știu eu ce. Deci, datoriile istorice ale primăriei Ploiești la capitolul termie sunt de 70 de milioane de lei. Dacă... Corect, da? Vom vedea în instanță ce se întâmplă, pentru că discutăm în instanță. Bun.